Alexandra Ungureanu. O ediție concept eșuată, nereușită, dar văd că te-ai pregătit pentru o nouă săptămână de Bravo Stil. Hai să vedem cât de bine! Sau ador, sunt dispărut. Asta piese, bă, băiatule. Sunt leșin. Te-am nimerit și pe tine, Cătălin. Îți place? Îi ador, îi ador. Asta piese, bă, băiatule. Da. Bun găsit, Alexandra Ungureanu. Bună seara, Ilinca. Da, încerc să vii tare din urmă, sau? Am rămas chiar așa de în urmă. Eu mă refer doar la ce s-a întâmplat. Am dat-o de gard, cum a zis o colegă. Un pic. Și unde mergi? Hai, mă, Ilinca, nu mai știi? Nu. Trebuia? Cu tine eram. Au! Unde mergem? Iar așa ai uitat. Bătrână și senilă, cer scuze. E, știi că trebuia să dai tu un interviu pentru Fox News și ai zis că te doare capul, că ești obosită și ai venit cu mine la un eveniment. Și ai zis că mâine. Da. Ești când am ajuns acolo la eveniment, ce se vezi? Erau și ei acolo și te-ai ascuns sub fusta mea. Nu mai ții minte că te-am salvat. Au! E, așa asta. Am făcut? Da! Da. Înseamnă că sunt mică, slăbuță și oricum tu ești superbă. Dacă eu sunt la Fox News, etc., ce să mai... Tu fusti aici, intrăm și eu și cu scrâne. Aia zic. Dacă vă chinuiți un pic. Și cu mine împreună. Apropo de ținută, ai fost deranjată de reacția pe care Andrei atunci a avut-o în momentul în care te-a văzut îmbrăcat așa? Hai, stai mă că mă uit la circul. Cu circul. Superb! Jur pe viața mea că am dormit și m-am trezit, mă! Vezi? Mă lase somn aici! Te-ai supărat, păi, fetiță, pe mine! Seamănă cu de-aia de la circ, care sunt chiar șucari! Păi ce v-am zis? Ca deci toată carisma e pe mine acum! Păi da! Silviu Prigoană la circul chiar! Asta este maxim! După ce căzăm valoare, mai te și super! Dar uite că acum chiar m-am supărat râs! Cum să mă supăr? Mi se pare că trebuie să fii super calificat pentru așa ceva. Adică pentru ce? Ca să ai un job la circ. Ah. Carismă și multiple talente, mă gândesc. Nu? La asta te referai. Nu știu. Normal, cum ți-am spus, să spui și povestea, draga mea. Ei, lasă că m-am mai I-ai dat sugestii orientat. Alexandrei? Da, dar nu mi le-a luat în seamă. Ce ai spus? I-am spus că se duce la circul pentru că are acolo un concert. Este invitată specială. Nu-i spuneai că ea e cortul circului? Lasă că îi spui tu acum. Aia sunt cortul circului. Și mai tare! Practic în tine se desfășoară toată acțiunea. Adevărul e... Eu mă gândesc la Brândușa. Nu mai zice nimic, te rog, din suflet. La Sanda Lado și... Adevărul că această poveste poate fi apogeul serii. Eu vă zic să nu mai desfilați. Ca desfila, să vezi ce ai reușit să ne retragem, să realizezi cu rochia pe care o porți. Da. Da, Andreea, a fost Ilinca, o glumă? Ce-am reușit eu să realizez cu rochia. Așa, bravo. Iartă-mă. Da. Da, Andreea, a fost o glumă? Normal, Ilinca, n-am voie iar să mai glumesc. Am zis, mă plictiseam, eram la make-up și mă plictiseam. Și am zis, stai să fac și eu ceva constructiv, să zic și eu o glumă, să râdem. A fost o glumă foarte bună, Andreea. Am zis, sper că nu te-ai supărat. Sper că nu te-ai supărat. Și a râs, Alexandra? A absolut. A râs. Atunci, acum. Nu, când se glumește și mă nimerește pe feeling, pe corazon, eu râd și îți apreciez foarte mult umorul. Bun, dar cum ți se pare ținuta, Andreea? Ca la circ. Acum lăsăm gluma la o parte. Ca la circ? E, cât putea să țină? Cât putea să țină? Hai mă, iar te-ai supărat pe bune. Păi. Nu vrei să o ducem acum... așa până la capăt? A,
haide, haide, bine, adevărul. Okay. O ținută foarte frumoasă, Ilica. Ai putea să o facem mirobolantă. Este divină, lasă-mă, Alexandra Ungureanu. Lasă-o, vorba ta, să începe săptămâna Alexandra pe... Să audă? Păi ca să se simtă Caterinca. Bine, că dacă spun o glumă, gata, nu, să nu, supără. Nu, lasă, m-a răzgândit. Hai să fie, să începem săptămâna pe Caterinca, zici ce vrei, da. Tu, promit că nu mă supăr. Da? Ok. Hai. Arată foarte bine concurenta Alexandra Ungureanu. O și văd la circ făcând un număr la bârnă. Da. Și încurcându-se în acea rochie foarte lungă. Și după aia va trebui să mă contacteze. Așa. Ca să se ducă să-și opereze năsucul. Da. Da, eu sper să fie doar atât. Pentru că ai căzut, te-ai împiedicat în rochie, draga mea. Să-mi rup doar nasul, că așa pare da. Destul de periculos la bârnă. Păi. Dar negreșit pe tine te contactez dacă va fi de... Bine să nu-ți rupe, ai trimit direct la turci. Direct la turci, mergi cu mine la Istanbul. Dar ce imaginație are Alexandra, Andreea, nu? Alexandra? Da, da, pare că... La secundă! Am venit cu lecția învățată acum de acasă. Da, hai. Dar răspundem la întrebare. A venit Onciu astăzi pregătită pentru această emisiune? Da, una e una, alta e alta. N-avei de cum să știi de unde mă îmbrac. Și apreciez foarte mult spontaneitatea și umorul tău. Bine, îți mulțumesc. Dar îmi doresc să nu avem glumele astea cu chestii violente care s-ar putea să mi se întâmple, că eu vreau să fiu foarte regulă până, okay. Până un, când Ilinca, o să se poate în această emisiune. Este o ținută foarte bună, asemănătoare cu cea a circarilor. Mulțumesc. Mulțumesc și Andre. Ok, mulțumesc. Cristina? Nu se poate așa. Rochia asta mi se pare urâtă foc. Dar... A accesorizat-o foarte, foarte bine. Îmi plac foarte mult pantofii fără toc. Vreau să-i, mă rog, să-i arăți. Încercăm să-i arătăm. Așa. A, păi toc, mai lipsa ce trebuie. Păi, așa. Dar de ce e urâtă, Cristina? Nu știu, nu-i... Nu-ți place volumul ăsta sau nu-ți place culoarea? Cu culorile astea, așa, și cu paiete și astea, nu-mi plac. Dar da. Accesorizarea a salvat-o și mi se pare că ai transformat-o într-o ținută... Cred că ți-e frică, sunt acolo lângă tine și dacă fac așa nu te mai vezi, ieși cu negru. Da. Te eclipsează? Ia uzi. Te-ar putea? Da, cu paietele, da. Cu paietele? Da. Okay. Da. Eu chiar apreciez. Cristina e sinceră, îmi spune de fiecare dată când îi place și nu-i place și da. Ce aș putea nu, să nu zic place rochia, dar ți-am spus că ai salvat-o cu o accesorizare. Mulțumesc, Cristina. Oana? Diana Radu. Bună! Bună! Mă uitam la rochia asta și nu știu dacă îmi place sau nu. Deci nu aș putea să-ți spun dacă îmi place sau dacă nu-mi place. Cert este că nu știu dacă i-aș fi pus cercei lucioși, mânuși lucioase, geantă lucioasă, având în vedere că ea toată e un luciu. Tocmai de asta, am dus-o până la capăt și am făcut un look inspirat din... Super. O zonă, cu un V încep. Ce aș fi făcut eu, nu zic că e corect ce spun, evident. Da, da, da. Dar mie îmi semeni cu Statuia Libertății. Ma, da, te aud. Da? Da. Ia, posing-ul. E bine. Da. Bun. Iată. Mulțumesc, Oana. Da, bine. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută în fața lor, Alexandra. Vreau să-mi fac părul cala, numai că era pe negru. Băi, Alexa... Ce-am făcut? Auzi? Alexandra, în afară faptul că mi-ai făcut o mare bucurie cu defilarea asta, mi-am retrăit tinerețea, pe obzeacă, pe ce vrei tu. Măi, rochia pe care o porți este genul de rochie pe care trebuie să știi să o porți, pentru că altfel te poartă ea. Nu este o rochie frumoasă, dar este o rochie pe care, nu știu, cu apariția în această rochie poți să transformi într-o apariție statement sau nu. Tu poți să porți rochia aceasta. Și da, din punctul meu de vedere, astăzi ai o apariție statement. Pentru că știi să porți rochia și nu te poartă rochia pe tine. Bravo! Mulțumesc, Raluca! Sincer! Este o rochie făcută acum special pentru... Nu. Nu. Nu, e o rochie din... la un brand. Da, ok. Începe cu A. Da, bun. Ok, din punctul meu de vedere, eu știi, croiul ăsta mie îmi place foarte tare, aripile mă definesc pe mine ca și designer,
Deci aici m-ai cucerit. 2. Culorile. Te duc către acele fastoase gay parade unde, într-adevăr, îmbrăcată de cu puces, ca să zicem așa. Este. Sau de un domn bine, ar arăta foarte bine, așa cum arată și pe tine. Mi se pare că ai accesorizat-o perfect. Nu sunt foarte sigur de cercei. Nu, ai să râzi, nu mă deranjează pleașca de pe cap și nici mănușile. Îmi place, ai să râzi și penarul. Cred că 99% este foarte, foarte bine ceea ce ai făcut în seara. Vai, mulțumesc, doamne, dar la 1% așa mă presează. Mulțumesc, Cătălin. Îmi place look-ul, e foarte bine că n-ai pus stocuri și atenție, aviz amatoarelor, rochia aceasta sau rochile de genul acesta nu se poartă cu toc. Normal. A ajuns calul la mine. Mulțumesc. Calul ăsta se asortează foarte bine cu ținuta. Da. E laică. Șefa la Pride. Bravo, Estil. Yay! Mulțumesc mult. Felicitări, Alexandra Ungureanu. Mulțumesc, Ilinca. Mulțumesc și eu. Like a record, baby, round, round. Părerea asta este una din piesele tinereții mele, iar ăla este unul din iubiții vieții mele. Sunt dubioasă, știu chestia asta. Deci era de la Dead or Alive, cu chica aia imensă de păr explodat, am fost pe piața asta ăla ani de zile, sunt fiartă după el. Da. Păi avea exact breton de genul ăsta, aici tapat la maxim și un păr din ăla așa. Sunt fiartă după el, bașca machiat. Ăla de la Dead or Alive se mână oarecum cu ăla de la Culture Club, cum îl chema, doamne, zi, de la Culture Club, Karma Chameleon, George. Nu mi se pare că seamănă. Ăla de la Dead or Alive, pe genul ăla machiat, pe genul ăla pieptănat, ca Boy George la începutul lui carierei. Leșeată după toți ei eram eu. Personajele din astea foarte asemănătoare cu Raluca. Dar bineînțeles că... Totul bărbat. Bravo, exact. O a nu știu câta melodie care îi place, ei care face parte, toate sunt melodiile ei.